Astăzi continuă seria de discuții cu oamenii care trăiesc în nori. Pe un nor. Și le stă bine pentru că sunt oameni de creație, dar eu îi cobor de acolo ca să-i întreb cum se trăiește în nori și cum se trăiește pe pământ, după ce cea mai mare parte a vieții și-o trăiesc acolo, sus, în ceruri, se alimentează direct. Inspirația le vine de acolo, dar viața și-o trăiesc între noi și pentru noi. Sunt Daniela și soțul ei, sau invers, soțul... Nu, Iurie și soția. Iurie și soția. Da. Omul și femeie. Omul și femeia lui. Despre asta discutăm mai târziu, cine la voi, capul, gâtul și așa mai departe. Dar să încep de la întrebare care mă frământă. Uite, într-un cuplu de artiști, e mai simplu de trăit sau e mai complicat? Și cum definiți voi cuplu? L-ați făcut pentru ca să fiți artiști? Sau din nevoie sunteți oameni normali ca și noi și între timp vă mai faceți meseria de artiști? Există un specific anum pentru oameni care, de creație care trăiesc în cuplu? Anticipăm răspunsul la întrebarea care cine și cum. Da, păi în primul rând mulțumim pentru metafora cu norul. Din cauza norului astăzi am ajuns la dumneavoastră. Deci tare vă iubim cu o mică întârziere. Și asta chiar este o scuză. Eu nu găseam o scuză de ce noi am astăzi la emisiune. Am întârziat și am găsit norul. N-avem timp, treci la subiect. Da, avem, da, repede. E complicat. De cine e șeful? Să te axezi, dar cine duce indicațiile până la final. Asta e altă întrebare. E complicat să te axezi pe rutină când ești în cuplu de oameni de artă. La noi în țară cu atât mai mult, deși nu am așa o experiență ca să fac comparații cu alte, din ceea ce am reușit eu să văd. Depinde foarte mult, probabil, de nivelul de motivație și de inteligența oamenilor. Cât de mult vrei să fii cu omul ăsta. Dar asta. E adevărat că oamenii de creație nu sunt pentru familie. Și da, ce știm sunt noi despre dânsii? Întotdeauna îi încurcă copiii, îi încurcă menajul, îi încurcă cotidianul. Tot îi încurcă. Și atunci cum faceți? Menaj, copiii și cotidian? Recent sunt după vizionarea filmului Dali Land. Și, Dali Land de la Salvador Dali? Exact. Uh-huh. Și îmi place să urmăresc filme biografice. Și îmi dau seama că privesc, că urmăresc niște istorii, niște destine a unor genii care s-au axat pe fatalitatea asta de a face meserie și de a fi genial, de a face artă, de a face creație, de a fi dincolo de nor, de a fi tocmai în cosmos. Și îmi dau seama că noi nu suntem genii, că noi, dacă va trebui într-o bună zi să alegem între familie și profesie, eu cred că și eu și Iure vom alege familia. Deși casa noastră este, avem două case, acolo pe Ion Creangă unde stăm și Teatru Geneza Art. Asta este viața noastră. Așa împărțim noi familia noastră. Dacă o să fie situația să alegeți? Până da, dacă într-o bună zi ești, le combinăm astăzi, dar dacă într-o bună zi va trebui să alegi, noi vom alege familia, pentru că noi ne iubim foarte mult, pentru că noi nu suntem genii. A alege, a face carieră trebuie să fii conștient că trebuie să te sacrifici mult mai mult. Trebuie să trăiești doar cu profesie, doar cu din carieră. Iată, cum trăiește actorul Marius Manole? Da? Este, face permanent navete, joacă zi și noapte. Este un artist care este un artist creator care se axează doar pe carieră. Așa ce înseamnă eu. Artist total, apropo? Iurie a fost și la televizor și în piesă și e favorizat de regizoarea care îi găsește mereu un rol, da, și dânsul e provocat mereu să, Doamne ferește, să nu sunt chiorăși colegii că îl promovează numai pentru că e soțul regizoarei, directoare. Nu e adevărat, domnule Botnaru, nu e adevărat. Nu există așa ceva în Teatrul Geneza Art. Nu? Nu eu încerc să fac echitate între toți actorii. La Geneza Art toți actorii au roluri centrale. Am înțeles, dar cum e să fii artist și om total? Iată, pornind de la chestiunea asta, că trebuie să fii ca Marius Manole, omniprezent, să încerci de toate. Bun, noțiunea de fatalitate în creație,
despre care vorbe Daniela și ați menționat și dumneavoastră, ea este prezentă la artiștii care se dedau total, dar eu nu sunt pentru asta, deci eu subscriu la ceea ce tu ai zis despre familie. Noi suntem conștienți că ceea ce suntem noi, suntem doar în această continuitate de familie. Nu văd, și plus la asta, noi iubim foarte mult copiii, dar toți se iubesc copiii, n-am zis nimic așa din comun. Nu știi ce e mai simplu, să fii un geniu, să fii doar pe segmentul ăsta de viață și activitate și creație, sau să încerci să îmbini rutina cu creația și să încerci să îi împaci pe toți sau să nu îi împaci pe toți. E și cazul nostru atunci când alegi să faci ceva la un nivel pe care tu îl consideri că e bine. Nu știi ce este mai greu, să fii om normal sau să fii geniu? Da, dar trăim într-un secol, trăim într-un secol în care fatalitatea, nu știu dacă mai este valabilă ca și termen, ca și definiție. Fatalitatea astăzi înseamnă obsesie pentru ceva și nu sacrificiu și dedicație la modul cel mai direct. Aici vreau să intervin, pentru că ai făcut cumva o afirmație că nu sunteți genii. În primul rând că genii trebuie să-i recunoască altcineva și, din păcate, postum. După asta se scrie pe piatra funerară că a fost un geniu, Einstein sau cineva. Dar n-aveți cum să știți, poate sunteți genii și nu sunteți conștienți. Și poate la un moment dat publicul să vă forțeze să sacrificați familia ca să justificați misiunea de geniu pe care o aveți. Dar continuu subiectul ăsta, vă ajută, am întrebat clar, vă ajută faptul că sunteți împreună în creație? Dumneata, dacă n-ai fi cu Iuri împreună, ți-ar fi mai greu, mai ușor să modelezi rolul pe care îl dai? Cu siguranță libertatea pe care o am pentru muncă nu aș avea-o dacă nu aș fi cu Iurie, pentru că Iurie îmi oferă această libertate ca să muncesc zi și noapte atunci când am nevoie de asta și mă lasă să-mi găsesc punctele mele de inspirație în numele a ceva. Și chiar dacă el nu spune lucrurile astea, eu le înțeleg, le subînțeleg, le simt și mulțumesc pentru asta. Dar uite, unii soții din politețe n-ai să-i spui că borșul e cam macru, da? Dar soția care e regizoare, directoare, îi poate spune soțului, azi ai jucat cam neinspirat. Mai mult, da, de fiecare dată. Asta uneori prevalează. Ai jucat neinspirat. Asta prevalează. Bun, Daniela gătește foarte bine, niciodată nu i-am zis nimic. Dar este foarte critică cu mine și eu nu consider că rolurile pe care le am, pentru că eu spun despre asta, le am doar din motivul că sunt cu Daniela împreună și aia este... Nu, eu v-am zădărât. Nu știu dacă se discută la voi noi în trupă, muncim dar... ca nebuni în teatru și acolo unde este loc de critică, ea este binevenită. Eu am avut experiența de director la ProTV și angajată era fiică mea. Și a angajat-o patronul, nu eu. Și dacă exista un reporter mai chinuit și mai schinjuit, era sigur că fiică-mea, tocmai din cauza că, Doamne ferește, nimeni să nu zic că o favorizează. În relația voastră în teatru, el e în aceeași postază că e cel mai bătut, cel mai puțin plătit și recompensat? Despre capitolul puțin plătit, nu cred că trebuie să atingem acest subiect, pentru că trăim în Republica Moldova și suntem artiști aici și lucrurile sunt evidente. Dar despre favorizare, despre acest fetiș pentru anumiți interpreți, deci o spun absolut asumat că nu există acest moment în cariera mea de actriță și actualmente regizor. Dar mediul ăsta se practică. Regizorii de cinema întotdeauna au niște actori favoriți, nu neapărat soția, dar niște grupuri de actori, Mihalkov, de exemplu, sau Riazanov, capodoperile lui le-a făcut cu un anumit garnitură artistică. Exact. Dar publicul este martor că în teatru în care activăm și pe care îl coordonez mai mult sau mai puțin momentan, fiecare actor este valorificat. Mai mult sau mai puțin. Geneza artă nu-i burlacă?
Geneza Art are o trupă de actori care sunt imaginea acestui teatru și cu implicarea cărora am pus pe picioare un teatru care, iată, 14 ani se menține în mod independent. Acum eram stizăder, pentru că am dreptul că unii spun că eu sunt addicted. Aha. Și mi se reproșează chiar că numai la Geneza te duci și despre ei scrii. Lăsăm, trecem peste asta. Și atunci, pornind de la interesul meu, poate uneori exagerat pentru teatrul dumneavoastră, Neata, ești comisarul de acolo, dacă ții minte, era un film Gadiuca, da? Comisara care a venit în viața civilă, da? Și avea un comportament. Sau, cum se nume, Tragicisca e Comedia, cu, care s-a dus pe navă la matrozi să-i îmblânzească. Neata, ești în ipostaza asta la teatru? Noi activăm într-un model de respect reciproc pe care l-am crescut în toți acești ani și asta vine de la sine. Deci actorii, nefiind cumva subjugați de responsabilitatea și bun, funcția pe care tu ai, dacă putem așa să zicem, deci ei conștientă și asumă această relație de interdependență și de ascultare, vorbesc în biserică acum, față de Daniela, pentru că altfel nu merge. Da, dar Daniela are în firea ei, de exemplu, să bat cu pumnul, a spune, mie îmi faci în felul ăsta. Da, și asta se întâmplă foarte des. Nu bat cu pumnul, nu cu pumnul, dar în sens jur. Așa. Da. Și deci nu poți să nu fii autoritar. Dar n-ai cum. În anumite momente, da, în ultimele două zile de repetiție, sau oricum cineva trebuie să pună niște verdicte. Și toți înțeleg că acuși, băi, uite, o să vin acuși, azi o să ne certăm și toată lumea înțelege asta. Și toți acceptă asta. Deci asta este dar ok. Dar de ceva timp sunt foarte tolerantă, foarte tolerantă. De ce am intrat în zona asta? Pentru că în momentul ăsta vine Iuri, care este și soț, da, care trebuie să fie politicos, care nu poate să-i spună că borșul e acru și trebuie să fie solidar întâi de toate cu soția lui, cu regizoarea sau cu trupa care are un punct de vedere mai separat și înțelege că poate ne dai o oră. Știți care e cheia succesului teatrului Geneza Art? Se menține pe altfel de relații, pe altfel de stereotipuri, pe alte dogme, pe alte legi. Și probabil că publicul înțelege asta pentru că publicul este parte din aceste legi create în teatrul Geneza Art. Dar cum ați reușit să creați altfel de relații? Pentru că trupele de artiști în general sau teatrele între ele sunt cunoscute pentru anumite rivalități, mai ales când se ajunge la împărțit premii, bombăneli și criticii toți împart între ei cu favoriți. Neastră, cum ați făcut o oază, o insulă care se deosebește de mediul general? Nu cred că avem o rețetă, da? Nu știu, e de la sine cumva. Secrete aveți. În Geneza Art, noi suntem pe cont propriu și poate din motivul ăsta, pentru că toți trebuie să meargă într-o anumită direcție, toți trebuie să depună efort. Dacă nu facem asta, mâine nu o să vină publicul și nu o să mai avem pentru cine să ieșim pe scenă. Probabil că asta ne dictează. Câte locuri aveți în sală? 180. 180, da. Și pentru 180 de locuri, de oameni, voi munciți ca, cum zice, 5 zile din 7. Ca că ca crabna galera, da? Știți că o facem, da, și pentru noi. Așa. Desigur, când, scuze că iau din timp, poate, când personal nu joc, la un moment dat simt nevoia de a ieși, de a vedea publicul pentru cineva, de a face ceea ce facem noi. Deci e o necesitate și a noastră. Egoistă, personală, dar este. Vedeți că eu mă apropii, de fapt, de subiectul central. Ce vă motivează? Pentru că e ca pe, și mă întorc la întrebarea principială. Cuplurile în general sunt concepute, Dumnezeu a zis că dacă tot ați aflat, duceți-vă pe pământ, înmulțiți-vă, da, naiba să vă ia. Da? Și oamenii ca și cum se cuplează ca să facă copii, să, da, da? Dar artiștii în general nu sunt pentru asta. Și atunci eu vă provoc intenționat, ce vă motivează ca să trăiți în cuplu, să trăiți pentru cine? Și mai ales pentru acești 180 de oameni care, e adevărat, parte din ei i-am văzut fidelizați ca și mine, se duc foarte curioși. Dar de pe nori acolo coborâți, trebuie să mergeți la piață, cumpărați ridiche.
Ei, mai puțin pe la piață, că venim foarte târziu și oricum intrăm la magazine. În fel de a spune. Asta cred că tot vorbește despre ceva. Mm-hmm. Nu știu. Ce vă motivează? Iată, Iori zice că din, chiar dacă nu joacă, se uită de după cortină să vadă cum cine reacționează. Cât de banal ar fi, ne motivează pasiunea. Pasiunea și la propriu și la figurat pentru această profesie. Este o formă de salvare. Mm-hmm. Astăzi, acum, pentru mine și cred că pentru mai mulți care fac ceea ce fac eu. Cât despre cupluri în artă, în teatru, nu subsemnez pentru alții, subsemnez pentru noi. Cum? Nu știu. Se întâmplă, trăim cu ziua de astăzi. Nu avem, nu suntem un model, nu avem rețete, nu ne gândim la asta. Este motivat și de faptul că sunteți împreună cumva, zicem, specificul geneza artului, care neapărat publicul așa vorbește în târgul, dacă vreți, mă ascund după așa. Acolo e, de fapt, erotică, acolo e senzualitate, acolo e accentul ăsta prezent numai decât. Cum, iertați în comparația, cum la Netflix nu există niciun serial fără scenă de sex, așa la geneza art nu există spectacol fără femei dezgolite frumos. Măcar pe un portret să fie, corect? Așa? Da. De ce? Da, așa este, probabil. De ce? Momentul în care am pornit. Să-i comercial sau? Nu, spune. Nu e comercial. Mie mi se pare banal, pornesc de la întrebarea dumneavoastră și fac trimitere la anumiți oameni, chiar și din domeniul nostru de activitate, de creație, care zic că pe scena teatrului este nud. Dar care e? Da, nu, că teatru genezar a apărut un actor cumva dezgolit. Este pornografie, da, acolo. Bun, sunt oameni, dar asta e mai vechi, bun, de acum, dar sunt oameni care vorbesc despre spectacol fără ca să-l vadă la, în Chișinăul nostru. Cam piscina e fără apă. Dar bun, ăștia să fac parte din altă tagmă, ei nu sunt atât de mulți și noi îi cunoaștem. Dar nu mă interesează. Bine, ăștia sunt furibosi, dar ăștia care apreciază. Da. Oamenii sunt diferiți, asta e ok. Mi se pare banal să vorbești despre nudă în teatru. Păi, dar teatru aduce, dacă este motivat și dacă este, își găsește locul, dacă actorul este frumos, actrița, de ce să nu-l plasezi într-o lumină bună și să-l motivezi pe subiectul piesei și a jocului actoricesc? Mi se pare ceva normal, ca și cum ai zis despre Eminescu, că nu știu ce și nu știu cum. Asta este Eminescu, așa scris. Câtă nuditate există în poezia lui Eminescu? Da, câtă erotică există în poezia lui asta Eminescu? Asta este. Erosul este prezent și asta e ceva normal. Asta e teatru. Că n-am ieșit la magazin, la cumpărături și am văzut un actor dezgolit acolo. Poate ar crea mai mult. Dar spuneți-mi, dar asta uimește astăzi? Această dezgolire? Și e ceva uimitor asta să vezi astăzi un corp frumos pe scenă? Atunci când sunt făcute comercial și sunt plasate fără gust, probabil că devin un comun, ceva comun. Unii care bombănesc pornesc de la faptul că e too much, ca și cum. Uh-huh. Că, de exemplu, un corp este mai ademenitor din potrivă în secolul 18, când glezna numai se dezgolea și restul era imaginație. Când dezgolești, ca și cum îi tumaci. Și asta devine calul de bătaie al genezei arte, că chipurile, doar cu asta și mai puteți să ademeniți publicul tânăr. Ce o să-mi permit să nu comentez așa, acest. Nu comentez. Un lucru doar am să zic. Când am pornit Teatru Geneza Art, am vrut să venim cu un moment inovativ. Trebuia cumva să șochezi cu ceva, prin ceva. Și am încercat să tinerețea și avântul ne permitea să creăm niște momente în care să facem o trecere cu un nud foarte voalat. Foarte voalat, ceea ce se întâmplă și până astăzi. Ușor, treptat, am început să excludem aceste momente din spectacole și aceste momente erotice să vină cu o ușoară maturizare și cu o abordare altfel, mai simbolistă cumva.
lumea se axează pe niște idei. Deci dacă tu ai văzut în anul 50 un film și el a fost genial, el și până astăzi este acel film. Noi, deci, mă scuz, da, că noi pur și simplu suntem la o anumită etapă mult peste nivelul celor care vorbesc în direcția asta. Asta eu așa consider, uh-huh, fără supărare. De aici probabil are loc momentul ăsta un pic de de neacceptare sau de această euforie critică pe care o atrag. Spectacolul nostru ne consumăm foarte mult sufletește și asta eu o zic pe bune. Dar voi e simplu să livrați asemenea abordări pentru că voi sunteți tineri, frumoși, binefăcuți, toți actorii. Deocamdată. Da, și mai greu vă este, apropo, să jucați roluri unde trebuie să fii bătrâni. Poate Daniela, eu aș pune pe primul loc, îi reușește extraordinar de bine să se transfigureze, dar scriam despre unul din ultimele spectacole pe care le-am văzut, când Daniela i-a obligat pe oameni preț de 2 minute să intre într-o ipostază, da, și în alta. Și cred că e dificil, dar de aici și următoarea întrebare. Totuși, când am zis pentru 180 de oameni, voi vă rupiți oasele și aveți premieră peste premieră, diversitatea asta iarăși nu-i tumați, de ce nu stați pe un spectacol de succes care se va da astăzi, de exemplu, să vă scoateți dividendele, să luați... De ce autoritățile nu se gândesc la asta? Că niște actori talentați trebuie să joace 5 zile din 7, să se expună fizic, psihic și emoțional atât de mult pentru un salariu, nu zic, e ok cum este, pentru că încercăm să motivăm și financiar actorii aici în Geneza. Daniela, dar eu vă zic că ați pornit pe cont propriu. Da, am și pornit. Acum, după ce sunteți buni, zici, dar nouă de ce nu ne dați titlul de teatru național? Nu ne trebuie titlul de teatru național, avem nevoie de un spațiu un pic mai mare ca să putem juca 3 zile din 7. Mm-hmm. Pentru că deja înaintăm și noi în vârstă, că e firesc să fie așa, și atât de mult am muncit în acești 14 ani încât se simte asta. Eu consider că schelele rămân oricum. E valoros ce reprezintă teatrul Genezart și o țară, bun, dacă te respecti și ai o anumită funcție, trebuie să aduni în jurul tău niște oameni care știu să genereze artă și o fac asta bine. Dar noi vor să se angajeze foarte mulți tineri. Și nu cumva din cauza că nu faceți parte din gașcă, din partid. Nu facem parte din... Poate asta e explicația, că nu vă dă spațiu și nu vă acordă altă. Ei se ascund după sintagma teatru independent, da? Adică că la noi, mm-hmm, nu permite nu știu ce legea. Sunteți comerciali? Da, legea o faci tu. E alegerea voastră. Da. Deci nu vă putem ajuca nici măcar să dărâmați un perete și să construiți o anexă. Că vă îmbulziți 20 de oameni pe 2 metri pe 2 în spate, e problema voastră. V-ați ales asta, faceți voi. Noi suntem în domeniul privat. Ce să vă ajutăm? Scuze, dar teatrul nu este uzină și nu este fabrică. Teatrul și venitul pe care noi îl avem, el are un plafon. Deci mai mult nu ne... Chișinău este mic, e practic aceeași rotație. Sala este mică. Da. Publicul e practic același care vine. Deci mai mult noi nu putem crește. Deci suntem aici. Ziceam despre faptul că foarte mult lume este multă lume care vrea să vină la noi în trupă. Și noi am fi gata, cum am fost și până în prezent, să creștem actorii, pentru că noi alegem așa pe sprânceană și în special Daniela face asta. Dar nu ne putem permite, pentru că din punct de vedere financiar nu o să avem cu ce să îi remunerăm. Dar ați făcut demersuri, acum când spuneți aluziv că un perete sau ceva, da, ați făcut demersuri foarte concrete? Da. Da? Și vi s-a închis ușa în nas? Nu mi s-a închis ușa, mi s-a deschis, am fost condusă, petrecută, frumos. Da? Și ai petrecut afară? Și cam asta. Păi măcar să primesc un răspuns, să primesc un răspuns negativ, dar să-l am. Asta este, din păcate. Și tot ce se întâmplă e superficial și ți se zâmbește în față, dar din păcate, stai bine cum stai, dacă vrei să stai, dacă nu e problema ta. Astfel, zbucium, hai, până unde ai să mergi? Până unde chiar vrem să vedem unde ai să ajungi? Așa se întâmplă, din păcate, lucrurile la noi aici. Avem chiar acum, astăzi, 3 oameni care vor să se angajeze, 3 tineri absolvenți care vor să se angajeze în Teatrul Genezart
și au o dorință nebună de a o lua de la zero și a crește aici și, din păcate, Teatrul Genezar nu își poate permite luxul să angajeze trei tineri. Deci am ajuns la limită. Trei tineri acum. La academie? Da, trei tineri absolvenți. Eu, da. Acum suntem la limită, nu putem extinde echipa, din păcate. Nu știu cât timp... Deci, categoric avem nevoie de o sală mai mare ca să putem continua. Altfel, batem pasul pe loc. Eu, dacă aș fi ministru, sigur că tot așa v-aș întreba, dar eu, ca ministru, poate am mai mult profit intelectual de la cercul Picaria, că vreau să-l reconstruiesc, pentru că acolo o să-mi vină copii, o să mamele o să se bucure. Iată, sarcina dumneavoastră pe care vă propuneți și dacă ar fi să contabilizăm randamentul muncii voastre, de fapt, ce vreți de la public? Haideți să folosim chiar cuvinte majore, un pic de patetism, dar, de fapt, ce vreți? Pe termen scurt și pe termen lung să obțineți? De la public? De la public. Da, de noi la deja public. Avem foarte mult de la public. Ei ne asigură sălile pline. Ei ne sunt fideli. Asta da. E partea, zicem, de marketing. Dar partea, cum pedagogul îi spune, eu vreau să-l învăț nu doar să numere, dar el să știe să facă alegeri, să fie curios. Asta, care-i supra-sarcina Teatrului Genezart când o să dați raport la Dumnezeu acolo? Iată ce am reușit noi. Am crescut o generație mai bună. Și două puncte. Domnule Bătar, nu neapărat urmărim niște scopuri. Care ar spune, care ar spune noi, nu le formulați. Iată noi ce am făcut în țara asta. Nu, noi existăm deja. Noi ușor încercăm, Daniela, să schimbăm mentalitatea. Eu nu sunt de acord, pentru că păi vă zic. Nu formulați, dar realizați un scop. Pentru că așa cum noi la televiziunea asta avem o misiune și eu am avut-o și la Europa Liberă, noi învățăm pe oameni libertatea. Învățăm pe oameni să gândească liber, să acționeze liber, să nu se dea cumpărat. Da. Și dumneavoastră sunt convins când alegeți o piesă și faceți un spectacol, dar nu faci de dragul să vă distrați. Aveți o sarcină. Când umblați la aparatul nostru de gândire, da? Da. Cred că vreți să mă modelați. În sensul ăsta, voi ce vreți de la mine când stau eu în sală? Păi lucrurile cred că sunt evidente. Nu, încercăm ușor să schimbăm mentalitatea. Revenim, iată. Dacă lucrurile se întâmplă, înseamnă că nu în zadar facem ceea ce facem. Chestia asta cu hai să încercăm să învățăm oamenii să fie mai buni, să iubească mai mult. Da, dar asta e patetic, ați spus și dumneavoastră în ziua de astăzi. Oamenii vin ca să-și vadă greșelile, să le accepte sau nu, să-și ofere răspunsuri, să-și pună întrebări, să se simtă bine. Iată, îmi spunea Natalia Țurcan, jurnalista, da, zicea, stăteam la Hamletul vostru, mă gândeam că trebuie să-l mai văd odată, pe locuri înțelegeam, pe locuri nu, dar aveam o stare, mie era așa de bine. Eu mă simțeam așa, parcă am trei corpuri în mine. Personal, când joc la întrebarea dumneavoastră, bună întrebare și trena asta este de a avea grijă și de public și de a-i demonstra ceva și de a lua cu tine. Eu vreau să-l apuc de mână și să el să mă țină până la final de spectacol. Iată, asta ceea ce simt eu. Și probabil că aici e tot ceea ce a spus dumneavoastră și să schimbi mentalitate un pic și să aibă încredere, să aibă orizonturi largi. La noi lumea este lumea, poate o super cineva, bun, vorbesc la general, nu pe categorii sau nu știu ce, din domenii și așa mai departe, încă suntem complexați, prinși începând din familie, de când ne naștem, la școală. Eu consider că sistemul de învățământ este unul care nu are cum să educi personalități sau să-ți oferi. Oamenii devin printr-un noroc și prin genetica lor. Sunt foarte multe lacune, dar asta este viața noastră, ea e formată din bine și rău. Iuri, pentru dumneata întrebare specială, ai fost și ești vedetă de show televizat, da, ai prezentat știri, ai fost pe sticlă. Trei ipostază. Uite, în scenă, la biserică și pe sticlă. Iată, unde te simți, dacă sunt comparabile ipostazele astea? Pentru că la biserică, tot așa, iai un mesaj
intermediat de preot și de fapt preotul cu asta se ocupă. Decalogul, nu omorâ, fii mai bun și așa mai departe. La televizor noi tot asta încercăm. Citim predici pentru oameni, învățăm să judeci și să gândesc în măsura în care avem talent. Și de pe scenă cred că face același. Iată, ele sunt comparabile, ipostazele astea. Energetica lor, da, de ce depinde? De acolo din nor sau de la public sau de unde te încarci? Ele sunt comparabile pentru că ele au în centrul lor, în centrul mesajului, omul ca entitate. Deci sunt comparabile. Pentru mine alta e că prezența în televiziune, bun, a fost vreo 10 ani la știri. Am mai făcut până la asta altceva, la radio. Apropo, am plecat de acolo pentru că așa a fost să fie, de la sine. M-am lăsat plecat cumva. Bun că au venit niște oameni care se cred foarte deștepți. Acum sunt tare mulți deștepți, dar foarte puțin înțelepți. Și în televiziune și în teatru prezența cam a fost cam aceeași, nu știu, în biserică mai puțin, nu merg atât de des. Dar când merg, să știți că mă simt bine. Eu mă simțeam bine și la televiziune și mă simțeam chiar ușor așa favorizat de anumite împrejurări, dar din faptul că îmi reușea, nici eu nu știam cum făceam asta. Deci mie pur și simplu îmi reușea. Atât. Aici când întrebarea către regizoare. Ce înseamnă om meseriaș? În domeniile în care, iată, eu le-am comparat televiziunea, teatru, eventual și biserica. Ce înseamnă un om meseriaș? Pentru că preoților uneori le reproșăm că nu face zice preotul, dar el ca și cum e intermediar, e fals, iată. Ce înseamnă un om meseriaș și cât la sută și unde se termină inspirația și începe meseria? Dacă meseria nu încurcă pentru domeniile voastre sau ale noastre să fii adevărat, să fii credibil, ci doar interpretezi rolul. Pentru că, uite, Iuri Ivrei, eu s-al țând de mână din sala de spectacol, dar el în timpul ăsta, de fapt, se dăruiește, el chiar intră în piele, putem să intrăm mult în subiectul ăsta. Dacă omul nu trăiește rolul, eu nu o să-l cred. Și atunci, unde îi meserie, unde îi inspirație, unde îi dăruire, îi într-adevăr consumul ăsta intern, astfel încât să iasă rolul, prezentarea știrilor sau predica de la ambon. Eu sunt de părere că fiecare om trebuie să facă ceea ce poate cel mai bine. Nu trebuie să te apuci să le faci pe toate. Chiar dacă ești foarte talentat, undeva va exista o lacună. 2. Cred că meseria este foarte importantă. Meseria este matematică. Iată, în profesia noastră există creația, inspirația, ceea ce spuneți dumneavoastră, și există această matematică, tehnica, pe care vrei sau nu vrei, trebuie să o cunoști. Ca și în muzică, ca și în medicină, ca și în cele mai mari profesii, importante și necesare oamenilor. Există și excepții. Talentul este excepția. Momentul ăsta de ție menit de la Dumnezeu ca să faci asta și poți face asta. Ai zis mai devreme genii, da? Ei nu au nevoie. Nu cred că este același lucru. Dar genul are și talentul. Tehnică și matematică. Nu, pentru că el deja este tehnica și matematica. Okay. Dar asta, eu nu știu dacă astăzi mai există genii. Dar știți de ce? Pentru că nu, mediocritatea nu permite. Deci din momentul în care răsare un fir de personalitate, doar atât am să zic, de personalitate, imediat este ruptă din rădăcină. Nu se permite. Sau este îngrădită. Sau și mai rău, scuze că intervin, e tratat cu indiferență. Nu e, da. Da, este. Chestia asta. De aceea vorbeam de excepții. Există oameni, eu am să vorbesc acum strict pe segmentul în care activăm noi. Există oameni care pot, pentru că lucrurile se întâmplă bine, nici nu știu dacă găsesc cuvintele potrivite. Pentru că există talentul. Iată, asta. Geniul e altceva. Genii au fost. Nu știu dacă mai sunt.
Eu am impresia că totuși aveți o supărare care vă împiedică să faceți abstracții de iată în mediul ăsta. Hai să ne urcăm înapoi, în turnul de Fildeș. Un creator, de fapt, se urcă acolo sus și puțin îi pasă. Da? Dacă nu se urcă sus, el o să fie tras și murdărit și așa mai departe. Iată, de asta am încercat să vă spun despre inspirație și meserie. E posibil, în condiția în care sunteți, să fiți doar inspirați, doar în turnul de Fildeș? Nu pot să fac ceea, 100% ceea ce mă inspiră sau ceea ce cred. Nu pot să mă expun așa. Vreau, dar nu pot aici, la noi. Sunt foarte tare constrânsă. Începând de la părinții mei sunt constrânsă. Există respectul, există limitele, după care există copiii noștri, părerile oamenilor din acest mic sătuc în care trăim noi, care este un carusel și atâta tot. De aceea nu poți să renunți la tot și să fii tu, să-ți fie indiferent. Și nici financiar nu-ți poți permite asta. Condițiile financiare te constrâng foarte mult. Trebuie să faci așa astăzi, ca să poți vinde asta, din asta să încerci să trăiești, da? Iată și răspunsul. Apropo, tatăl dumitale, când la unul din spectacole mi-a dat invitația curând unul și eu, încercând să glumesc, am zis, azi iar o să fii fum necăcios care să nu putem respira. Da. Și el a zis, nu, fum, nu o să fii în spin, în schimb, o să fii sex. Așa v-a zis? A făcut și el o poantă, mă rog, pe folclorul ăsta în jurul genezei. Ca oameni din aceeași generație, am înțeles, asta sunt niște coduri și nu era o, iarăși o bombăneală de asta. Dar și-ar fi de dorit să nu există diferența de generații, dar inevitabil. Noi cu tatăl dumneavoastră am trăit într-o vreme sovietic, când școala avea grijă numai decât mintea să fie pătrată, original decupată. În sensul ăsta, iată, cum reușiți voi, generația care sunteți tot de sacrificiu, ca și noi, dar vă sacrificați pentru ca următoarea, fata voastră, copiii voștri să fie altfel. Cum reușiți să fiți la zi originali, fiind constrânși de ceea ce spuneați, începând de la părinți, financiar, administrație, stat, că să fiți originați, fiți la zi și mai ales să nu fiți provinciali. Pentru problema noastră asta, da, este să nu fim natalină. Cum reușiți? Ați dat răspuns. Dar cum reușiți? Dați iarăși un secret, o rețetă. Trebuie să nu minți, trebuie să fii sincer, trebuie să ai atitudine, trebuie să ai coloană vertebrală. Trebuie să fii citit, să ai grijă de tine. Un actor trebuie să fie... Bun, am făcut acum, atunci trimiterea cu deștepții, aștept în altă. Deci un actor trebuie să fie și deștept. Da. Să cunoască. Sunt actori care au pretenții foarte mari de la toți, dar ei nu cunosc, cunosc foarte puțin. Deci ei au citit foarte puțin la viața lor. Ce trebuie să citești, Iuliu? Nu doar pe segmentul tău. Așa. Trebuie să cunoști din toate. Din toate. Trebuie să privești știrile. Eu am o predilecție, da, apropo de știri. Apropo de știri, cineva mi-a zis pe ultima notă, înainte de a pleca din televiziune, că cum tu puteai să fii la știri atâți ani când tu ești actor? Zic că sunt două meserii. Faceți diferența între biserică, televiziune și teatru. Sunt două drumuri, deci ele nu se intersectează. Deci oamenii nu înțeleg cum pot fi. Că imagine, nu știu, deci niște aberații. Bun. Trebuie să ceri în toate domeniile. Eu acum, nu, pentru mine asta a fost, că eu iau materialele didactice din clasele mai mici și citesc câte un pic, mă uit de matematică, de fizică. Mie este interesant, de chimie, ceea ce n-am reușit eu poate la vârsta mea. La un moment dat simt că am nevoie de asta. Atunci unde merg eu sau unde vorbesc. Dar uite, pe bune. Pragmat, vine copilul. Pe bune, vine copilul, da. Dar mie îmi place ca eu să cunosc. Și acum totul mi se dă mult mai ușor decât atunci când eram copil. Deci încerc să suplinez golurile. Eu le-aș recomanda colegilor noștri, nu fac trimitere alții, sau să fie atenți cu ei înșiși. Actorul trebuie să simtă unde are goluri. Și să nu fie doar actor. Trebuie să fie o persoană, personalitate complexă, dacă pot
Și astăzi mai este o chestie pe care eu doar o intuiesc, ca să te apropii de public. Trebuie să cunoști sau să simți, să cunoști mai bine zis, un pic de filosofie. Trebuie să ai nivel. Un pic de psihologie. Poți așa. Pentru că astăzi se cunoaște foarte mult citat de pe Insta sau de pe Facebook. Iată, și cu chestia asta, psihologia astăzi te ajută foarte mult să ai deschidere către energia umană. Mersi, dar psihologia te ajută întâi de toate să manipulezi. Și de aici întrebarea. Iarăși, din setul de sarcini, din caietul de sarcini al teatrului, al regizorului, al actorului, al intelectualului, cobori la nivelul publicului, începe a vorbi moldovenește ca să placi, ca să ai like-uri și vizualizări, sau îl ridici. Dar dacă îl ridici, riști să fii elitar în nori și să zică, băi, ăștia au pierdut terenul sub picioare. Iarăși, unde e mijlocul secretul? Cobor în sală, intru în public. Dar asta nu înseamnă că cobor la nivelul publicului. Astea sunt lucruri diferite. Nu cobor la nivelul publicului. Am, nu știu dacă e o strategie, e o alegere a mea. Nu răspund niciodată la mesajele negative care vin din public. Pur și simplu nu răspund. Răspund doar la cele pozitive. Eu mă refer chiar la limbaj. Uite, acum ca să câștigi publicul, da. Da, uneori trebuie să recurgi la rusismi, la limbaj neauș, la moldovenisme. Nu, la moldovenisme nu. Ți-ai pus ca o rigoare, o ștachetă, dumneata, la teatru, că mai jos de asta nu facem... Nu pun rigori, nu pun ștachete, merg pe feeling, merg pe simțuri. Iată, Iurie nu o să mă lase să mint. Bun, tot ce ține de provincialism, noi încercăm să-l dăm la o parte... Nici nu să ne izolăm, dar să facem diferență. Uite, asta e. Nu recurgem la glume ieftine. Nu știu, spuneți dumneavoastră, poate ați văzut și eu acum greșesc la noi la teatru. Deci, o glumă ieftină poate stârni un mare scandal la noi în culise. Da. Mare suntem scandal. Foarte atenți. Suntem foarte atenți. O improvizație de prost gust, o improvizație autentică, bazată pe un fleac, care acum e la modă sau se vehiculează printre masă. Poate stârni un dar foarte mare scandal. Există ispita când faci un Caragiale să faci trimitere la un prim-ministru care e la guvern, să-l bagi în spectacol. Asta e prima care îți vine. Cu apropouri de îți vine. Păi iată, Teatrul Geneza Art poate să aducă pe scenă sexul și nu o să aducă pe scenă politicul. Mm-hmm. Iată, asta este poate un moment de ce? De, suflați în borș? Sau cui suflăm în borș? În sens că suflați în iaurt ca să poate v-ați fript? Nu, slavă Domnului, nu ne-am fript niciodată și nici nu vreau. Nici nu vreau. Și dacă mă aude cineva, vă rog frumos să nu mă implicați în politică, dacă mă respectați ca și în condiția de artist în care sunt astăzi aici în țara asta. La munca pe care o depun eu și colegii dar mei. Dar nu v-au chemat niciodată să faceți campanie, să vă înrolați într-o echipă de propagandă? Ne-au invitat, dar bun, noi suntem într-o relație de interdependență atât de mare în țara asta noastră că să fie rău pe cal albă este foarte greu și mai bine nu-ți asuma asta, că n-ai cum. Dar noi am încercat foarte voalat ca să ne debarăsăm de aceste invitații fără supărări mari să fie de la noi, nu de partea cealaltă, și sper că ne-au înțeles corect. Deși e un mare risc pe cont propriu să refuzi asemenea invitații. Trebuie să-ți asumi că s-ar putea întâmpla lucruri pe care nu ți le dorești. Da, și atunci s-ar putea întâmpla nici să nu vă invite la o haltură, cum zic actorii, la un ban mai lesnicios. Da. Da, se mai întâmplă. Eu cred că am rămas consumente din întrebări și nu știu ce au înțeles telespectatorii. Eu am înțeles că v-ați asumat o cale dificilă, patetic sună, dar vă urcați cu toată îndărătnicia voastră pe Golgota în loc să mergeți pe plajă. Eu pentru asta vă admir. Vă admir un cuplu care creează și poate asta e cea mai
scumpă materie care se consumă în societăți de tranziție. Acolo unde deja lucrurile s-au așezat, e de la sine înțeles că ai un meniu, ai o paletă de concerte, de spectacole, de producții intelectuale, cărți, muzici. Acolo există alte posibilități și deschidere. Da, dar la noi, tocmai pentru că suntem într-o sărăcie luce, pentru că lumea e după o perioadă sovietică de lipsă pe rafturi de tot felul de produse, începând de la alea concrete, făină și terminând cu cărți, acum e foarte greu să rezist și eu vă mulțumesc pentru că rezistați, eu vă mulțumesc pentru că aveți un repertoriu divers și suficient pentru orice mofturi ale publicului și pentru că stimulați invidii firești în mediul teatral și îi puneți pe jar pe alții să se gândească și ei să țină pasul. Eu mi-am atins scopul, am vrut să vă arăt că aveți mai multe întrebări decât răspunsuri, mai multe preocupări decât soluții. Rețetele, dacă le și aveți, nu le dezvăluiți în mod normal, nici poate nu le conștientizați până la urmă, ca să le scrieți exact pe o blanchetă. Eu vă mulțumesc, vă mai aștept la noi și vă rog să ne acceptați și noi să dăm buzna la dumneavoastră și să vă vedem în toată splendarea dumneavoastră. Mulțumim! Următorul spectacol la care vă așteptăm este unul fără sex, doar cu două nuduri pe două portrete. A, pe mine cel mai puțin mă deranjează pentru că eu sunt un fel de pictor, iar un pictor nu poate să existe fără de corpul și atracția între corpuri și expresia pe care o poate da doar corpul, pentru că cine știe care e poarta lumii, deci nu poate să facă abstracții de acest adevăr. Exact. Vă mulțumesc. Și noi. A fost o onoare. Mulțumim pentru timpul dumneavoastră pentru noi în această emisiune. A bientôt. Aici a fost Iurie și Daniela, sau în ordine inversă, așa și n-am înțeles cum să-i prezint, dar sunt interdependenți și îi așezați dumneavoastră cum vreți după această emisiune. Pe curând!